Un alt protest cu hârtie igienică și covrigi în fața Ministerului Finanțelor. Medicii, asistenții și personalul auxiliar, membrii ai Sanitas, au pus produsele în coșuri de cumpărături pentru a da de înțeles că banii nu le ajung nici măcar pentru atât. Protestatarii au cerut grevă generală în întreg sistemul și reclamă nivelul scăzut al veniturilor. Aceștia vor o majorare cu cel puțin 20% a salariilor tuturor categoriilor profesionale care lucrează în sănătate și asistență socială. Vrem salarii decente în sănătate! Vrem salarii decente în sănătate! Sindicaliștii Sanitas au venit cu apă, covrigi și hârtie igienică și au protestat în fața Ministerului Finanțelor, spunând că doar pentru acestea le rămân bani după ce achită taxele și facturile. Protestatarii vor grevă generală, reclamă lipsa de personal din instituții și cer o mărire de salariu cu până la 20%. Fără 20% nu terminăm și mergem mai departe, așa cum am mai vorbit de la postul dumneavoastră pentru toți colegii. 20% pe care mergem până la grevă, dacă este nevoie. Da, la momentul ăsta nu ne-a făcut o promisiune și niciun timing în care am putea să-i primim și asta nu ne-am deranjat foarte tare pentru că încă mai avem răbdare și mai așteptăm măcar o săptămână, două. Nu a spus nici da, nici nu. Și că încă se gândește la lucrul ăsta cu Ministrul de Finanțe, de-aia suntem de aici, cu toate că era programată mai de multe această pichetare, vom picheta și celelalte, inclusiv guvernul și celelalte ministere. Atât a fost răspunsul, discuțiile au fost cu colegii mei pe lucrurile mai mărunte la un moment dat care pot fi rezolvate și ne-am întors la cei 20%. N-am avut o promisiune, ca atare suntem în stradă și, așa cum am spus și data trecută, peste 95% acum, pentru că avem 85.000 de semnături, ne îndreptăm spre declanșarea conflictului și pregătirea de grevă. Deci, în două săptămâni știm sigur dacă declanșăm conflictul sau nu. Așa că în aceste două săptămâni premierul sigur va veni cu ceva, dar să venim cu ce. Protestatarii spun că această manifestație este primul pas către o grevă generală în sistemele de sănătate și asistență socială. În acest moment, colegii noștri ne ceartă, între ghilimele, că am cerut prea puțin, văzând cât li s-a oferit altor bugetari. În acest moment, noi nu cedăm și vrem o mărire pentru toate categoriile, de la infirmieră la medic, cu cel puțin 20%. Nu putem să mergem din discriminare în discriminare. De aceea, în acest moment, noi cerem un procent unic, urmând ca în viitoarea lege a salarizării să echilibrăm aceste venituri. Între timp, medicii de familie și medicii specialiști din ambulator ar urma să renunțe la proteste și să lucreze în continuare în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Medicii au obținut la negocierile cu CNAS aceleași tarife din anul 2023 pentru prima jumătate a anului 2024, ceea ce înseamnă că vor renunța la proteste, a anunțat președintele Colegiului Medicilor, Daniel Coriu.